ceea ce Dumnezeu a spus deja în cuvânt. Dumnezească lui putere ne-a dăruit tot. Nu am nici o scuză. Aceeași putere a lui Dumnezeu pe care am experimentat-o când El m-a chemat și m-a înviat și m-a atras la El și m-a mântuit. Aceeași putere a lui Dumnezeu, din chemarea lui Dumnezeu pe care am experimentat-o atunci, o experimentez pe tot parcursul vieții noastre. Unii dintre noi trăim această mare înșelare, crezând că momentul în care ne-am întors la Dumnezeu sau momentul în care am fost născuți din nou, am experimentat ceva absolut glorios, dar după aceea Dumnezeu o lasă puțin mai moale cu noi. Ne ține așa mai la relantiu, știți? Dă gazul la mai mic. Și ne dă putere, dar nu ne dă chiar așa. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Uitați versetul 3. Spune că ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Ăsta e momentul inițial al mântuirii. Și după aceea spune, după ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, dumnezeiasca Lui putere ne dă tot ce privește viața și evlavia. Pentru tot restul vieții noastre experimentăm aceeași putere dumnezeiască. Din momentul întoarcerii la Dumnezeu până în momentul în care voi pune capul în pat și nu mă voi mai trezi, că voi fi acasă la Domn, până în momentul acela experimentez aceeași putere supranaturală a lui Dumnezeu. Aceeași putere, nimic mai puțin. Suntem însoțiți, suntem asistați, în noi lucrează aceeași putere a lui Dumnezeu. Depindem total de ea. Avem proviziile nemărginite a lui Dumnezeu în fiecare zi ca să trăim în sfințenie.